În perioada 9-29 noiembrie curent, fiecare alegător poate verifica corectitudinea întocmirii listelor electorale. Aceasta poate fi verificată atât în localurile secțiilor de votare, cât și online, accesând pagina web a Comisiei Electorale Centrale. Potrivit legislației electorale, alegătorii se pot adresa la biroul electoral ce corespunde domiciliului sau reședinței sale, pentru a solicita, în baza documentelor doveditoare, includerea sau excluderea din liste, corectarea erorilor comise la înscrierea datelor despre sine ori despre alți alegători. Listele electorale, în fiecare an până la 1 martie, secretarii consiliilor locale le prezintă la CEC toate datele care sunt la moment, excluzând decesurile, incluzând persoanele care au atins vârsta de 18 ani. Așa am făcut și în anul acesta, la fel am procedat. Acum, în prag de alegeri, acestea ne-au fost transmise de către Comisia Electorală Centrală prin intermediul secretarului Consiliului Raional către primării și noi urmează să le repartizăm sectoarelor de votare, președinților birourilor sectoarelor de votare care avem în oraș, sunt 6 sectoare de votare. Amintim că alegătorul poate fi înscris într-o singură listă electorală și la o singură secție de votare în baza actelor ce atestă domiciliul său în perimetrul secției de votare respective. Deci toate datele care au fost introduse au fost denumite persoane responsabile din cadrul primăriei care au introdus datele în comun cu specialiștii din cadrul CEC-ului nemijlocit prin baza de date alegător.md. Persoana care are și domiciliul și reședință este înscrisă în perioada valabilității reședinței în lista electorală de la secția de votare în a cărei rază teritorială aceasta își are reședința.